Înțelegem că în Parlament există deja rezultatul votului pe moțiunea simplă îndreptată la adresa ministrului Sănătății, care a și picat. Colega mea, Andreea Dumitrescu, e în legătură directă cu noi. Andreea. Test al majorității coaliției de guvernare a fost dat cu succes, putem spune, pentru că au fost 161 de voturi împotriva moțiunii simple depuse de socialdemocrați, împotriva ministrului Sănătății Vlad Voiculescu. Au fost 140 de voturi pentru această moțiune. Vă reamintesc că pentru aceasta au votat deputații socialdemocrați, 110 la număr, și cei ai Partidului Aur, de aceea avem acest vot de 140. Deci pentru insuficient însă pentru ca moțiunea simplă împotriva lui Vlad Voiculescu să treacă. Astfel, ministrul Sănătății rămâne fără probleme în funcție. Oricum, chiar dacă această moțiune ar fi fost adoptată, nu ar fi atras după sine demiterea ministrului Sănătății. Mai mult decât atât, liderii coaliției anunțaseră din start că nu vor susține această moțiune, chiar dacă din informațiile noastre, cel puțin, există nemulțumiri, mai ales în rândul Partidului Național Liberal, în privința ministrului Sănătății Vlad Voiculescu. Cu toate acestea, dorința coaliției este ca problemele să fie tranșate în interiorul acesteia, în cadrul guvernului și nu prin susținerea unui demers al opoziției. Andreea, mai explică-ne ceva. La un moment dat, pe parcursul acestei ședințe, socialdemocrații PSD a încercat ca votul să fie secret. Care era miza? Miza socialdemocraților era legată exact de problemele despre care vă vorbeam mai devreme. Sperau socialdemocrații ca anumiți parlamentari, cel puțin din Partidul Național Liberal, eventual nemulțumiți de activitatea ministrului Sănătății, să poată vota această moțiune simplă, fără a atrage după sine eventuale consecințe pe plan politic în interiorul partidului din care fac parte. Practic, sperau socialdemocrații ca printr-un vot secret anumiți parlamentari din coaliția de guvernare să încalce, practic, îndemnul făcut de liderii lor și să susțină această moțiune simplă depusă de Partidul Social Democrat. Solicitarea lor însă nu a fost susținută de coaliție. Majoritatea din Camera Deputaților a votat împotriva acestui vot secret la moțiunea simplă. Mulțumesc tare mult, Andreea, pentru aceste detalii. 140 de voturi pentru moțiune, 161 împotrivă și o abținere. Prin urmare, moțiunea simplă adresată ministrului Sănătății Vlad Voiculescu a picat în Parlament. E primul test pe care îl dă coaliția în legislativ.